pietrarul. A fost odată un iert pietrar care se nimeri să treacă pe lângă o procesiune unde împăratul însuși era purtat într-un baldachin. Văzându-l, pietrarul își spuse: ce mult mi-aș dori să fiu și eu rege, să fiu purtat de supuși peste tot și să fiu cel mai puternic de pe acest pământ. Nici nu apucă să-și ducă gândul la bun sfârșit, că se și trezi purtat pe sus de supuși în straie regale. Dar acum își dădea seama că o fi împăratul cel mai mare dintre oameni, dar nu e mai presus de soare, căci soarele și-arunca razele asupra sa și bietul pietrar abia putea respira și era foarte cald. Ce bine ar fi să fiu eu însumi soarele, se gândi omul, căci el e mai presus de noi toți. Și iată că într-o clipită el deveni soarele și stătea deasupra tuturor, dogorindu-i cu razele sale. Nu peste mult timp un nor mare apăru și îl acoperi și se porni o ploaie care spălă totul în jur. Se pare că nici măcar soarele nu e cel mai mare. El este alungat de ploaie și eu mi-aș dori să fiu în locul ploii. Cum rosti aceste cuvinte, omul nostru realiză că el e ploaia. Se simțea acum bine, căci nimeni și nimic nu se arăta mai presus de ploaie, dar bucuria lui nu ținu mult, căci dădu peste un bloc mare de piatră care stătea nepăsător în ploaie. Nu voi reuși niciodată să-l modelez, își spuse, doar un pietrar iar putea conferi acestei pietre o formă frumoasă. Ploaia nu are nicio putere asupra ei. Atunci realiză ce importantă e munca de pietrar și-și dori să redevină ceea ce a fost. Dorința i se îndeplini și de atunci pietrarul nu se mai plânse niciodată, ba chiar învăță să își aprecieze munca.